tragedie în lumea sportului. După ce Maria Herranz Gomez, o adolescentă care a participat la campionatele mondiale de gimnastică de trambulină din 2023 de la Birmingham, a murit din cauza meningitei, spaniola Maria Herranz Gomez, în vârstă de doar 17 ani, a murit în primele ore ale dimineții de joi la un spital din orașul Guadalajara, aflat la nord-est de Madrid. Moartea ei a fost confirmată de șefii primăriei din orașul vecin Cabanillas del Campo, de unde provenea tânăra. Ea a fost una dintre cele aproape 1000 de gimnaste care au concurat la Utilita Arena din Birmingham între 9 și 19 noiembrie. Evenimentul a fost principala probă de calificare pentru disciplina olimpică de trambulină la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. La campionatul spaniol de anul trecut, Maria Herranz Gomez a ocupat locul 4 la dublu mini-trambulină și locul 5 la sincronism, în pereche cu Carmen Hernandez. Omagii s-au revărsat pentru Maria pe rețelele de socializare, care a reprezentat Spania în competiția de trambulină sincronizată la categoria de vârstă 17-21 de ani.